Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Bravo. Dar nu... A, bă, are spinul, are spinul. Da, 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 da. Da, da, ok, dă-i timeout, dă-i timeout, dă-i timeout, dă-i timeout. Timeout, timeout, F1, F1. Hai că revin imediat. Revin imediat, frate, stai un pic, stai liniștit, revin imediat. E futu-s gura, mătii, dacă-ți bagi tu... Spino, ei bine, vin și eu cu Neverlose, frate. Bine și Raul2K cu Neverlose. Hai să-i dăm și un 1 așa în chat frumos. Salutare, bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod de CSGO Wingman Hacking. N-am mai făcut de foarte, foarte multe episoade din seria asta și am zis să o reîncepem, deoarece v-am spus, obiectivul nostru pe acest canal este să facem cel mai mare rank pe toate modurile de joc. Adică să avem cel mai mare rank pe competitiv, cel mai mare rank pe Wingman și cel mai mare rank pe Danger Zone. Eu am mai jucat off-camer a câteva meciuri de Danger Zone și am reușit să fac Hunter Fox 1, ceea ce este super ok. Pe competitiv știa toată lumea din seria de CSGO Prime Hacking că avem DMG, iar pe Wingman de câteva săptămâni mi-a expirat rankul și astăzi o să fac câteva meciuri de Wingman, adică o să jucăm câteva meciuri de Wingman ca să vedem ce rang ne dă și poate îl mai și creștem din câteva meciuri de Wingman. Eu știu că aveam ultimată Silver, dar nu mai știu exact ce Silver. Cred că un de ăsta Silver foarte mic, Silver 3 sau 4 sau Elite, nici nu mai știu sincer să vă spun. De asta trebuie să ne axăm și pe Wingman. N-am mai făcut episoade de Wingman și chiar îmi pare rău, bă băieți, pentru că ne-a expirat rankul și nu o să ne putem îndeplini obiectivul acestui canal. În fine, fraților, o să ne revedem în meci. Dați și voi acolo like, să facem 1000 de like-uri la acest episod și by the way, o să aveți o mare surpriză în acest episod, pentru că mi-am făcut configul meu pe Exit. Eu în sfârșit nu mai joc de nu știu cât timp. Deci n-aveți idee, bă băieți, joc de atâta timp cu configul lui Ghost Gamer și în sfârșit mi-am făcut și eu config pe Exit, dar o să aflați mai multe detalii despre acest config în următorul episod, adică episodul de mâine, deoarece în acest episod doar o să joc cu configul, dar momentan configul nu este gata, mai am ceva de retușat la el, dar în episodul de mâine o să aflați mai multe detalii și cum puteți obține acest config. Hai să-i dăm drumul la meci, bă băieți. Da, bă băieți, și am și intrat aici în meci. By the way, am uitat să vă zic, suntem alături de un abonat, deci nu uitați să da subscribe la canal, să aveți șansa de a juca alături de mine pe episoade. Zici și tu ceva, Mane, pentru băieții de pe YouTube. Da, păi zi orice, Mane, să te audă și ei. Orice, hai după mine, bossule, să mergem să plantăm bomba, deși eu nu prea știu harta asta. Bă, fraților, sper să ne descurcăm aici în primul meci. Mamă, dar volume 0.08, să mă bată tata că l-aud. Ok, ăsta e mort. Hai, bossule, hai mă, bă. Uuu, i-am dat-o bine rău. Hai, omoară-l tu. Băi, nu, omoară-l tu, omoară-l tu, hai. Hai, hai, hai. Hai, nu, nu mă bloca cu ei! Nu mă bloca. Hai că plantez bomba, omoară-l, omoară-l. Hai, omoară-l. Ce hack ai tu, joci cu Unity acum? Da. Bine, bro, bine. Hai că e bine. L-ai luat cu codul meu sau sal? Da. Da, și configul ăla pe doi care... Bine, are și configul meu, bă băieți, ați auzit, joacă cu Unity și cu configul meu, bă băieți. Da, 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 știu, știu, bro. Mamă, bă băieți, ați văzut, zici, aveți șansa să jucați alături de mine pe episoade și nu doar un meci, pentru că eu cu acest Middle Space am jucat și pe Radul și pe Doamne și pe live-ul lui Radu 4K și pe mai multe. Deci dacă sunteți abonați, nu uitați că aveți șansa să jucați alături de mine pe episoade, așa că puteți să dați un subscribe. Nu se știe niciodată când o să jucăm. Unul mort, ăsta mă așteaptă aici jos bulangiu, dar nu o să mă duc, o să fac o schemă, bă băieți, o să fac o schemă de schemă, o să mă duc pe aici. Hai mă, bossule, băi, să-i dau prefer, oare? Ia uite-l, mă, hai mă, bossule. Și am dat-o bine, 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 bă băieți, am dat și mare ace. Eu acum joc cu Exitium, bro. Nu știu ăla de pe episoadele mele. Cred că îl știe, mă, frate, dacă e abonat la mine, n-are cum să nu știe de Exitium, bă băieți. Și da, acesta este configul meu. Momentan n-am terminat încă de pus skin-urile pe toate armele, adică vedeți, uite că pe tech încă n-am pus skin. Deci configul meu o să o conțină așa, skin-uri pe toate armele. Na, aim o să fie pe playstyle-ul meu, adică știți cum joc eu pe episoade mai obvious, le-o dau mai pe cap, mai pe alea. Deci aim hack o să fie pe playstyle-ul meu, adică o să dea un pic mai urâțel. Dacă vreți voi să-l mai ajustați, nu e problemă. Opa. Mort. Bine, mă, bine. O să fie pe playstyle-ul meu, așa, știți, mai un pic mai agresiv. Dar eu zic că o să fie totul bine dacă vreți să mai vă ajustați la aim, adică să dea aim-ul mai încet, mai tare. Intrați aici la legit, dați pe ce armă vi s-a părut vouă codat mai tare și nicio problemă, bă băieți, ați rezolvat. Mamă, cât am FOV-ul pe scout, să mă bată tata de nu dați semi-rage cu FOV-ul ăla, sunteți nebuni. Aveți și cuțitul ăsta M9 Bayonet Case Ardent, care i-am pus playside-ul de... Bine, mamă, ce tap, chiar i-am pus playside-ul de Blue Gem, să aibă așa Blue Gem nebunie. Ia uite-l pe ăsta, hai bossule, vină un coace. Da, stai că vreau să plantez bomba, las pe băiatul ăsta să-l omoare și o să-i o să plantez bomba, băieți.
Oh nu, oh nu, oh nu, oh nu, mă vede, mă vede. Ah, ce m-a ratat prostul, ce m-a ratat prostul, ce m-a ratat, opa, 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 bă băieți. No, 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 îi dăm pic. Hai, bossule, nu-mi dă prin perete nimeni, nici nebun la cap, că-l rup în două și am luat și AVP-ul. Hai, mă, ia AVP-ul, bossule. Mamă, bă băieți, rupem. Eu cred că o să iau un silver 4, nu știu, asta are silver elite master, deci am un pic de așa de... Am o voce în mine care mi zice că voi lua Silver Elite sau Silver Elite Master, dar nu prea cred. Bine, jucăm cu abonatul meu care are MG1, ceea ce este super bine și s-ar putea totuși, în, nu știu, 1 la 1.000.000 șanse să iau și un gol Nova, deși e cam spre imposibil. Oricum o să mă mai joc și eu meciuri de Wingman off gamer ca să luăm rank. Oh, nu, 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 nu. Vedeți, nici pe AVP, a, nu, am vrut să zic că nici pe AVP n-am pus skin, dar eu cred că pe AVP am pus skin, de fapt, dar ăsta e AVP-ul lui băiatul ăsta. Nu-i da mane epic, nu-i da mane epic. Nu, n-am pus nici aim-ul? What the fuck, pe AVP n-am pus nici aim-ul sau ce s-a întâmplat? What the fuck, bă băieți, nu știu ce s-a întâmplat, ia stați un pic, AVP. Mamă, și are FOV-ul chiar destul de mare, bă băieți, îl dăm pe ăștia, sau nu, lasă-l pe 2, backtrack. Are toate astea activate, nu înțeleg ce a avut cu AVP-ul de n-a vrut să tragă, dar nu este nicio problemă, băieți, o să vedem, o să se rezolve toată treaba. Și oricum o să mai adaug chestii la vizuale, mă gândesc să mai adaug chestii, chiar habar n-am. Oricum o să vedeți pe episodul de mâine ce aveți de îndeplinit ca să... Bine, ce aveți de îndeplinit ca să puteți face rost de config, nu sunt chestii grele, bă băieți. Hai, hai, dă-i pic, brother, dă-i pic, bine, mă băieți, mă, dau ei în fiecare rundă, stai nebun la cam, mă mir că nu mă fac căia codat. Nu știu, cine știe, se gândesc și e probabil, intră pe profilul meu, văd acolo 2700 de ore, vedeți că e abonat de-a meu, deci uitați-vă cât am vorbit cu el, uitați-vă aici. Prima dată nu știam că ești tu aici, am jucat un meci cu el la Radu 4K pe live, fix episodul de mâine. Deci episodul de mâine o să fie meciul pe care l-am jucat cu băiatul ăsta, o să vedeți acolo ce Caterinca a fost, nu vă dau mai multe spoiler, dar a fost o super mare Caterinca, bă băieți. Ok, unul mort și ăsta să-i dau un scop, o să-i dau un scop, bine, oh, nu, 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 ori am zis. Băi, asta nu vrea să moară, ce vrea să facă, ești nebun la cap. Copile, mori. Bine, l-a omorât middle space, bă băiți, nu se poate. Și cred că asta este ultima rundă, dacă nu mă știu, adică dacă e 8-0, mi se pare că se termină meciul. Last round of first half, poftim? E cu bani cheat-ul? Da, e mai ieftin, nu știu, e 12 euro și cu codul meu de reducere 11. E un pic mai ieftin decât Unity. Dar de ce a zis dacă e cu banii nașpa? El joacă cu Unity și dacă e cu banii nașpa, what the fuck, și Unity e pe bani. What the fuck, Romania, 3 cars of police in front of my... Holy shit, bă băieți! Holy shit, bă băieți, mare MLG aici, am dat, te-ți nebun la... Nu, 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 nu. Bine, bă băieți, ce am dat nou scop să mă bată tata, două nou scopuri, bine! Mamă, bă băieți, nu se poate, deci două nou scopuri, asta clar e... Ești nebun la cap, bă, băieți, nu se poate. N-au făcut băieții ăștia, n-au omorât și bine, pe mine nu m-au omorât deloc. Poftim? Nu sare aimul. Bă, Mane, nu știu dacă sare, dar eu le-o dau bine rău de tot. Nu știu, n-ai stat spec pe mine, n-ai stat spec până acum deloc pe mine. Bă, dar nu stau, dar gen, nu cam sare, știi? Eu ce așa are, nici pe dai pe cap nu. Unul mort? Hai, vino și tu, dă-i și tu pic, dă-i și tu pic, bro. Dă-i și tu pic, bro, a venit GF-ul, dă-i și tu pic. Dă-i și tu pic, bro, ca să-ți dau. Hai, mai deodată pic. Bine, bă, băieți, hai să vedem ce rank îmi dă. Hai să vedem ce rank îmi dă. Mi-a dat silver 1, mi-a dat silver 1, coaie. M-auzi? Mi-a dat silver 1 să mă bată tata, bă. Mi-a dat silver 1, coaie. Hai să mai băgăm 1, hai să mai băgăm 1, bro. Poate iau și o silver 2, ești nebun la cap. Am luat silver 1 să mă bată tata de n-am luat silver 1, frate. Mamă, bă băiețe, eu cred că o să fac un live special, bă băieți, în care o să joc 4-5 ore numai Wingman cu abonații, ca să iau și o rank mai mare, sunteți nebun la cap, silver 1, bă băieți, ai. Ok, hai să mai jucăm un meci, că nu se, it's not posibil așa ceva, deci it's not posibil așa ceva, sunteți nebuni. Da, bă băieți, și am intrat și în cel de-al doilea meci din episodul de astăzi și aparent am dat de fix aceleași persoane și mai rău, mi-am luat și muta automat de la joc, bă băieți. Asta înseamnă că băieții ăștia doi mi-au dat report în meciul trecut și s-a activat iar anticitul de la CS și a zis să-mi dea mare mut în cap. Aia e, bă băieți, am mai avut mut pe contul ăsta și am scăpat de el, deci nu e problemă. O să scăpăm și de mutul ăsta. Asta se face de la reporturi. Îmi dau băieții report. Mamă, ce omorâm middle space, frate. Nu, vreau și eu, vreau și eu kill, vreau și eu kill, bro. Vreau și eu kill, brodere. Vreau și eu kill. Vreau și eu kill. Mamă, ăsta și-a luat dual bereta să moară Jaxi. Și-a luat dual beretas în prima rundă, băi. Cum să arunci banii tutorial cu Lomca ăsta de la Mămorădest, e aceeași persoană din meciul trecut. Aia e, bă, băieți, poate mai jucăm un meci după ăsta, vedem cât ne lungim cu meciul ăsta și
Poate nu mai dăm de lonca, sunteți nebun la cap. Poate nu mai dăm de lonca, dar eu cred că o să dăm de lonca și dacă mai jucăm cu dacă nu știu câți oameni mai joacă Wingman, sincer să vă spun, și cred că ăștia doi singuri oameni din lumea asta care mai joacă Wingman, unul s-a pus AFK. Ok, deci aparent ăsta o să fie un meci la care o să trebuiască să-i dau skip, cred. Mori mă, mori mă omule, mori mă. Ai tati, meci mai prost bă băieți. Bă, aparent luăm că ăla s-a pus AFK și băi, nu trage mă în mine băi, de ce trage mine manule, burlanule? Aparent luăm ca s-a pus AFK bă băieți, deci cred că o să mai jucăm un meci după ăsta. Hai să vedem dacă se pun amândoi AFK sau luăm ca, nu știu ce a făcut acolo luăm ca, dar aparent nu mai joacă, hai să vedem repede ce a făcut. Bine, e rank-up mai easy, da, luăm ca ăla e AFK, da, luăm ca ăla e AFK. Lasă-și mie kill-uri să... Bără Jaxic, eu să-l acu Silver 2. Bine. Bă, fraților, la acest meci o să-i dăm skip, ne vedem la următorul meci. Da, bă, băieți, am intrat în alt meci de Wingman și aparent băieții ăștia doi au coduri, adică cel puțin broken ăsta, primul de la ei are mare cod, deci nebun la cap, am ieșit direct head, mi-am luat de vreo 3 ori la rând. Și, na, am zis că este un meci interesant, așa că haideți să vedem dacă o să câștigăm. Au Golnova, să dai cu cheat-ul la Golnova pe Wingman? Pe Wingman, bă, băieți, vă vine să credeți că pe Wingman? Deci nu mi-e să cred, hai mă, că la matchmaking mai merge, dar pe Wingman chiar zai, pe Wingman cu cod, la Golnova, bine, eu dau la Silver 1, sunteți nebun la cap, dar totuși, ești nebun. A, e, meci mai prost, bă, băi, hai să vedem dacă o să putem să câștigăm acest match. Unul dintre ei are și legit anti-aim, eu nu pot să dau cu plentul, bossule, că vine ăla cu aim-ul pe mine. Le dai și tu mai tare un pic, bine? Ah, fuck, am crezut că pot să-i dau pic, dar nu i-am dat pic. Nu, să-i dai pic la ăla mai tare, să-i dai mai obvious un pic, că vezi că ăla îți dă mare cap instant. Nu o să ai șanse să-l bazi dacă nu-i dai un pic mai obvious. Of, doamne, bine, măcar am dat un match așa de oameni de calibru nostru, o să-și ia mare etap. Ce v-am zis, mă, băieți, că o să-și ia mare etap. Hai să ne băgăm aici un pic la scout. Smooth Nezero, FOV un blană, Backtrack un blană, bă băieți, și dăm și noi cu scout un pic așa pe dreapta. Las, mă, boss, că am băgat eu acum pe scout, ești nebun la cap. Atâta le trebuie să-și bage rage-ul, că vin cu Neverlose-ul peste ei. Hai repede, hai repede, rush. Hai că mi-am băgat mai tare setările pe scout, sperăm să dea bine acum, nu? Ce să faci, mă, n-ai ce să faci, să vedem unde e băiatul nostru. Unul e acolo și... Ia uite-l, mă, futu-s gura, mătii, băi, coaie, n-ai ce să-i faci. Stai un pic să vedem, bagă, mai ca lumea, citu. Trebuie să dai only head și să bagi FOV-ul mai tare. Dă-i bagă mai tare setările, dă-i FOV-ul mai tare. Stai-mă, băieți, să vedem acum, bam, dăm only head. Stai un pic să vedem, Backtrack la maxim. Bă, dacă nu o să vin cu Neverlose, băieți, da. Dacă nu vin cu Neverlose și AEM, ești mai prost. La legit, mane, acolo unde ai tu scout-ul, unde ai SSG-ul, dă-i mai tare setările. Dă-i FOV-ul la maxim și dă-i acolo only head. Să-ți dea numai pe cap, știi? Așa mi-am făcut și eu acum, dar dă prostul bine. Trebuie să vedem cum facem cu el. Mamă, uite-l acolo. Hai mă, copile, dă-i pic. Hai mă, copile, mi-a dat fire aici. Dar ce, n-are rost să-i dau smoke. Ok, body era mort. Ah, băgam-i aș. Hai, dă-i. Ai grijă că te ia. Ai grijă la el. Mama, asta nu vede prin smoke tăriți iar. Vezi că ți-o dă, nu fuge așa cu aia, că ți dă head instant, ești nebun, că ăsta are rage-ul deja băgat. Ai grijă la el. Ok. Vezi, nu te ridica acum. Dă-i pic. Când avea grenada în mână să-i dai pic. Pune scopul și dai prefire. Bravo, mă, bravo, Middle Space, bravo. Așa se joacă, frate. Ți-ai dat FOV-ul mai tare, nu? Bine. Haideți, mă, băieți, să vedem cum facem, că eu n-am făcut niciun kill match-ul ăsta. Bine, am făcut un kill la pe ăla, legit, sunteți nebun la cap. Dați un pic așa, nu prefer body shot în niciun caz. Hitbox is only head. Ok, hai să vedem. Both cheating. Bine, mă, băieți. Bine, mă, hai să vedem both cheating. Lasă-l, mă, să se activeze. Ia să vedem, și-a băgat spin-ul sau... Mamă, dar nu-l vede, spin. Are spin-ul? Da. Bravo. Dar nu-l... are spin-ul. Da. Da, ok, dă-i timeout. Time out, F1. Hai că revin imediat. Revin imediat, frate, stai un pic, stai liniștit, revin imediat. E futu-s gura, mătii, dacă-ți bagi tu... Ți-ai băgat... Ce citai acum? Vreau să fac V3-ul, dar mi-a băgat V3-ul repede. Am înțeles. Ce mă, asta și-a băgat, mamă? Ți-ai băgat și tu rage-ul? Aia zic, hai să câștigăm, bro. Nu, cred că pot, cam zic, bine, pot, dar... Ăsta are one tap V4, prostul. Amulă, dar tot cu... Hai mă, bro, vină cu aceste, bat. N-are, frate. Eu îi dau mis la legit, ești nebun? Mamă. Nu, mi-a dat odată, dar atunci stăteam.
Dă-i pic, dă-i pic, dă-i pic. Bine, mă, bine. GG. GG, mă. Ok, hai să jucăm acum. Hai să jucăm acum, bă, băieți. Why you started it? You should take the lose, lol. Hai, mă, băieți, facem și un pic bully. Dacă e bulangiu și-și bagă codurile versus Raul 2K, facem și un pic de bully. Hai, bro, vină încoace, tu-ți copilul, măti. Unde dă pic prostul? Pe aici? Dă-i pic, botule, hai. Dă-i pic, botule. Dă-i pic. Hai, eu te aștept. Nu îi dau eu pic primul, niciun caz nu vreau să-i dau pic primul, să-i nebuni. Bine. Da, stai tu, acum cu ce ești, mă? Cu Rage-ul? Cu V3. Ah, lol, nice. Ăsta are V4 cumpărat. Da, și eu l-am, dar cred că o să-mi expire. Ah, am înțeles. Hai, mă, bossule, vii pe mine sau ce dracu facem? Tu-ți copilul. Bravo, bravo, Middle Space, bravo. Go pick. You first. You are lol. I need to camp at city, lumaua. Hai, mă, bossule, acum faci trash talk, că nu-ți dau pic, futu-ți gura, mătii, să-ți fut, dar la city, când erai tu, ce măta făceai, îmi dădeai pic, că m-a lăsat doar pe mine, sunteți nebun la cap. Ce faci, uite, pune, se duce, mă. Vezi că-ți vine ție aici, bro, vine ție aici, dacă l-am murit pe legit. Sau mă, ia, lasă-mă pe să mă ocup de el, lasă-mă pe să mă ocup de el. Bravo, hai că... Scared to pick. Hai să-i dăm și un 1 așa în chat frumos. Îi dăm și un 1 în chat frumos, bă, băieți, dacă își bagă el spinul, toți gura mătii să-ți fut. Hai, băgați-vă, mă, spinul versus Raul 2K, sunteți nebun la cap. Sunteți nebun la cap. E, nu-i problemă, mani, stai liniștit că eu le-o dăm la băieți. Le-o dăm de le-o dăm. Dar 24 de ore eu n-am mai stat pe contul ăsta, sunteți nebuni. 24 de ore, pauză, băieți. Pauză, băieți. Hai, mă, boss, le vii tot pe aici, hai să-ți dau un pic frumos. Hai, mă, bro, dă-i pic, scare to pick. Scare to pick, bro. Scare to pick. Aha, 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 aha. Unu, bro. Hai, mă, bro, mai băgați-vă versus Neverlust, sunteți nebun la cap. M-am activat și eu acum, bă, băieți. Pe contul meu pentru prima dată. Băi, tu îți dai seama că eu pe contul ăsta în viața mea nu mi-a mai băgat spin-ul? Asta e prima dată. La fel. Prima dată, nici nu ți-ai băgat pe contul ăsta niciodată? Operațiunea tu ți-ai cumpărat-o? Da, mi-am cumpărat-o, dar nu mi-am băgat spin-ul. Unu, băiatule, unu. Acceptă luzul, nu, 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 din greșeală l-am dat pe voice chat. Acceptă luzul, băiatule, mai bagă spin-ul, futu-ți gura, mătii. Hai, mă, că dau raș pe tine. Căcatule, să-ți fut azi și mâine. Nu mai înjur, mă, băieți, că vreau să fiu family friendly. Ai altul pe legitul, bravo. OTV4. Trash. Hai, mă, băieți, 1 pe 1 cu noi V4 ăla, cu aia joacă. Cum crezi că ești nebun, nu știu cu ce joacă. Doamne, Jesus Christ, cred că ne-a dat mut la amândoi. Cred că s-a enervat omul cu aia deja, da mare rage quit. Hai, de mă, frate, vino și dă-i 2-1. Ia, lasă, stai, stai afeca, stai afeca, stai afeca, stai afeca. Ok. He is a fiki. 1v1 me. Hai, mă, futu-ți copilul, mătii, să-ți fut. Lol. Tu, tu, nu, nu. Hai, mă, tu-ți gura, mătii, să-ți fut. Hai, mă, mor și tu. Aia, prea târziu, scuze. No, he did nothing, lol. He was on the legit one. Nice joke, bro. He was on the other side. Hai, mă, du-te, dracu, acum bagi vrăjel, bă, gața-și mure la guriță, băi, băiatule, băi. Hai, vino, dă-i pic, dă-i pic, bro. Ah, mi-a dat-o. Nice one. Mi-a dat-o, dar cred că-l ia asta cu OTC-ul. Hai, dă-i, dă-i acum. Ah, i-a dat miss. Dă-i, dă-i la legit, dă-i la legit prima dată, să nu te încurce legit-ul. Vezi că-ți dă nade, vezi că-ți dă nade, vezi că-ți dă nade, gata, ai murit cu aia. Ah, ba nu. Nice, nice. Hai, dă-i acum pic, dă-i pic. Bine, boiule, bine. So easy, bro. Nice. V4. You sell. Hai, am luat și rank-up-ul la blanau. Băi, cu aia n-am luat rank-up să mă bată tata. Nenorocire, băi, nenorocire. A dat mare rage quit să mă bată tata. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod, care a avut așa inclus și un hack versus sex, să zic așa. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe la canal. Și noi ne vedem data viitoare. Salut!